M-am gândit ca de acum încolo să anunț câștigătorul de la Versus și să vorbim despre voturi și argumentele voastre la sfârșitul recenziei, înainte să-i extrag pe următorii doi. E mult mai bine așa, nu e toată lumea interesată de chestia asta și atunci, la sfârșit, e cel mai bine pentru toată lumea. Nu plecați nicăieri! Nu. E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. Love it. First Man este distribuit de Roy Image și le mulțumesc că au adus un film regizat de Damien Chazelle, câștigător al premiului Oscar pentru La La Land și nominalizat și pentru scenariu, tot el, dar mie mi-a plăcut mai mult și recomand celălalt film scris și regizat de acesta, Whiplash. Deci avea 2 din 2 bune, are acum cu First Man 3 din 3? Cam da, cam are. În sfârșit, un film care sare de 8, ca să nu zic de fapt 5-6, pentru că numai de-asta am avut în ultimul timp. First Man spune povestea primei misiuni de succes a omenirii de a ajunge pe lună și anume Apollo 11, dar mai ales spune povestea primului om care a călcat pe suprafața acesteia, Neil Armstrong, jucat de Ryan Gosling, la a doua colaborare cu Damien după La La Land. Nu trebuie să știți mai multe despre povestea în sine, ci poate doar faptul că scenariul este scris de Josh Singer, câștigător de Oscar pentru Spotlight, care, pentru cine a văzut acel film, știe că înseamnă ceva bun. Acum, pentru cine a văzut multe filme de acest gen, mai ales că acum este de urmărit și serialul The First cu Sean Penn, doar că acolo se duc spre Marte, mă rog, chiar e foarte asemănător cu First Man și nu mă refer doar la titlu. Deci pentru cine e pasionat de acest gen de filme, de referință să zicem că e Apollo 13 cu Tom Hanks, să știți că este First Man, este diferit de ceea ce am văzut până acum, în sensul că dacă Apollo 13 se concentra pe misiunea în sine din toate punctele de vedere, să fie cât mai dramatic, să ne țină cu sufletul la gură și să fie și entertaining în același timp, să ne distreze, First Man se concentrează în principal pe personaje, mai ales pe familia Armstrong și dificultățile prin care au trecut pentru a ajunge acolo. Astea fiind zise, este clar o dramă și nici să înțelegeți cumva că nu m-a ținut lipit de ecran, doar că îți construiește foarte mult diferite conflicte interioare ale personajelor și personajele în sine, bineînțeles, încât înțeleg de ce unii au zis că a fost ușor plictisitor sau cel puțin prea lung la 2 ore și 21 de minute. În același timp, mie mi-a plăcut acest lucru, au mers către un impact emoțional de la sfârșit care în principal a dat roade și a făcut efectul asupra mea, cel puțin. Poate nu atât de mult precum sperau, dar fără să mă plictisească de-a lungul drumului. Dacă vorbim din punct de vedere tehnic, este superb, foarte mișto alegerea de a filma în așa fel încât să imite imaginea unei pelicule din anii 60 sau, mă rog, nu vă gândiți că se vede prost sau ceva, ci doar a vrut să ne imerseze și mai mult în atmosfera acelei perioade, în viața acelor oameni. Ai mai putea zice asemănător unui documentar? Sunt câteva imagini și momente sublime cu efecte speciale perfecte încât aproape credeai că urmărești live cumva în mod imposibil, iar scenele de la sfârșitul filmului arată de parcă ești în altă lume, asta cam așa e la propriu, dar datorită construcției de până atunci și a regiei și a imaginilor și a efectelor sonore incredibile, parcă eram și noi cu ei. Alte scene sunt foarte tensionate, încă o dată datorită sunetului, regiei și scenografiei incredibile, designul acelor machete și studiouri și CGI, pentru că sigur este și CGI, au fost demne, fără dubiu, de o nominalizare la Oscar. Pe lângă asta, poate vă întrebați, așa cum am făcut-o și eu, de ce să fie tensiune când știm istorie, știm că Neil a ajuns pe lună, chiar și dacă este perfect din punct de vedere tehnic și regizoral, unde mai e suspansul când ai așa un spoiler? Au fost deștepți. Pe lângă faptul că arată peripețiile lui Armstrong, care oricum sunt mișto făcute, cum am zis, ne arată și ce s-a întâmplat cu alți astronauți, fie colegii lui, fie unii dinaintea lui. Este mai bun decât Apollo 13? În niciun caz. Cine se așteaptă la un thriller, să știți că nu este. Este în măsură de 40%, să zicem, pentru că are momente tensionate, chiar terifiante și claustrofobe câteodată, iar spre sfârșit este cu adevărat
emoționant, poate până la lacrimi. Un moment mai ales, o scenă, o să știți despre ce vorbesc când vedeți filmul, este genial și foarte trist în același timp. Nu știam că așa a fost, adică nu știu dacă acel lucru chiar s-a întâmplat cu adevărat. Presupun că au vorbit cu toți cei implicați pentru a face filmul cât mai bazat pe realitate. Mă gândesc că l-au întrebat pe Neil mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo sus și în familie și ce gândea și ce simțea, etc. Apropo de asta, printre puținele bile negre care a tras oarecum în jos experiența și capacitatea de a te lega de personajul principal a fost interpretarea lui Ryan Gosling. Și am văzut că și Chris Stockman a zis același lucru pe care îl gândeam eu în timpul filmului. Rolurile lui de obicei au fost de personaj tăcut, rece sau distant, nu are un tonus prea ridicat în ele. În majoritatea se holbează în gol sau la ceva un timp îndelungat. Acum nu zic că nu joacă sau că nu a jucat aici foarte bine, Doamne ferește, ci doar că nu cred eu că Neil Armstrong a fost așa cum joacă Ryan Gosling de obicei în filme. Parcă e cam mare coincidență. Așa o fi. Chiar nu știu cum e primul om pe lună în realitate. Dacă într-adevăr l-a imitat Ryan perfect, atunci au avut doar ghinion ca acest lucru să sară în ochi din cauza rolurilor precedente ale actorului. Dacă stau să mă gândesc mai bine, nici ceilalți nu sunt foarte departe. Poate așa era lumea în anii 60 în viziunea regizorului sau poate chiar în realitate sau mai degrabă așa erau cei implicați în acest proiect foarte stresant. Claire Foy din serialul The Crown o interpretează pe soția faimosului astronaut și a făcut o treabă la fel de, dacă nu chiar mai bună decât Gosling în acest film. În concluzie, pentru cei care gustă astfel de filme o să vă placă cu siguranță, la fel cum va fi și pentru cei care preferă analiza unor personaje cu un plus că sunt bazate pe fapte reale, dar îi înțeleg și pe cei care s-ar plictisi într-o oarecare măsură, ritmul este destul de lent, într-adevăr. Mie mi-a plăcut, nu prea m-au deranjat chestiile astea, nota mea este în jur de 9, nu am de ce să-i dau mai puțin, dar nici mai mult, nu a avut impactul chiar atât de mare asupra mea personal. Bun, hai să vedem și câștigătorul de la Versus din recenzia trecută, lupta între Freddy Krueger și Deathstroke sau Slade Wilson. Voturile au fost 26 pentru Freddy și 43 pentru Slade. Se pare că lumea crede că Slade poate să evadeze din lumea viselor, pentru că e om totuși, deci ar adormi la un moment dat. Mintea lui nu este deloc una slabă, la fel cum nu e nici a lui Batman, să zicem că putem să o asemănăm cu a lui Batman, ar putea să reziste poate mai mult decât adolescentul comun care este atacat de obicei de Freddy, mai ales că puterile lui Freddy cresc exponențial cu frica respectivului, mă rog, victimei, deci Slade n-ar avea nicio problemă cu asta, ar fi o luptă epică în vis la început, mă gândesc, pentru că Slade ar putea să se lupte cu toate chestiile pe care le inventează Freddy și ar fi foarte mișto de urmărit. Până la urmă și eu zic că ar putea să evadeze cumva sau să aibă capacitatea mentală de a îl învinge cumva chiar și în vis. Deci, da, sunt de acord cu voturile, sunt de acord că ar găsi o metodă, mai ales că dacă află slăbiciunea, focul al lui Freddy, atunci game over, ar face ceva, e super inteligent, ar putea să reziste și să ajungă la un moment dat la ceva care să-l învingă. Cu toate astea, sunt multe scenarii în infinitul de universuri în care s-ar lupta, în care ar câștiga Freddy fără probleme, deci aș zice undeva procentul la 60% pentru Deathstroke și 40% pentru Freddy, poate chiar mai mic. Deci ține un pic de cum vrei să o gândești și de cine îți place mai mult. Nu de cine îți place mai mult. Cum vrei să o gândești ca logică, ce variabile ai și cum le vezi tu, pur și simplu. Îl luăm pe Deathstroke fără puteri supranaturale, gen să se combine cu Trigon sau ceva. Da? Deci atât. Ok. Hai să vedem cine sunt următorii doi care se vor bate în jocul Versus. Pentru toate regulile și pentru noi abonați, să știți ce facem aici, totul e în descriere, cum am zis. Amestecăm un pic, aruncăm într-un bol și extragem, fără să mai cadă pe jos de data asta, unul de mai dedesubt, care este Maximus Decimus Meridius.
Russell Crowe, The Gladiator, la fix, că vorbim, tot vorbeam că sunt gladiatori cei doi care se bat la versus de obicei. Acum chiar avem The Gladiator, acel gladiator versus cineva care să nu fie cu puteri, Robin Hood. Bă, deci mâna mea de aur is fucking back. Robin Hood versus The Freaking Gladiator. Poate să-i cam tragă o rachetă, o săgeată de la distanță, nu? Asta e. Argumente, scenarii, voturi. Do it. Până data viitoare, vizionare plăcută. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa.